Bună ziua, dragi telespectatoare și dragi telespectatori! Este o zi în care ne gândim iarăși cu mare drag la evenimentul Femei de Succes Performanță la Superlativ și cu multă bucurie și plăcere, pentru că astăzi invitata noastră este o doamnă de excepție, o fiică a Bucovinei care a cunoscut succesul performanță la Superlativ și care a răspuns cu mare bucurie invitației noastre de a sta de vorbă cu dumneai, pentru că acum 6 ani dumneasa chiar a fost prezentă în cadrul evenimentului. Mi era dor de dânsa și știu că și dumneavoastră la fel, și atunci se pare foarte potrivit astăzi să stăm de vorbă cu draga noastră Dana Mihaela Jeanu. Bună ziua, doamna doctor! Mă bucur că ne reîntâlnim chiar în acest format. Bună ziua! E o mare bucurie și un privilegiu de a fi din nou alături de dumneavoastră, gazda acestei gale minunate, pe care cu atâta măiestrie o forjați de-a lungul timpului și iată, este ceas aniversar. Gala împlinește, Gala Femeilor de Succes, Performanță la Superlativ, împlinește un deceniu, un deceniu de forță și de frumusețe. Și de asemenea, salut cu mare dragoste pe toți telespectatorii, telespectatoarele din Suceava, atât de dragă mie. Vă mulțumim foarte frumos! Vrem să știm ce ați mai făcut în ultima perioadă, cum sunteți. Am văzut că aveți o activitate bogată, pentru că nu trebuie să vă ascund faptul că noi urmărim ceea ce faceți dumneavoastră și suntem foarte mândri pentru că aveți rădăcinile aici la Suceava, în Bucovina. Sigur, sunt multe proiecte. Aș putea spune că, din punct de vedere profesional, îmi dedic timpul în continuare chirurgiei plastice estetice, pasiunea mea de viață, dar care a ajuns cumva la un alt nivel, în sensul că mă preocup foarte mult de chirurgia plastică regenerativă, o chirurgie care modifică în bine, fie că transformă din cicatricial într-un țesut mai normal sau transformă din mai îmbătrânit în mai tânăr, dar la nivel celular, cu resursele pe care le are organismul nostru și care sunt potențate de tehnologie. Deci astăzi pot să spun că am o bogată cazuistică de pacienți, și bărbați și femei, care întineresc nu prin clasica tăietură a feței sau inciziilor și apoi suturii feței, ci prin grefare de țesut adipos propriu, într-un fel foarte sofisticat, deși pare simplu, dar nu este simplu, și în același timp atât cu mai multe tipuri de lasere și cu un produs sanguin tot propriu organismului, care se numește PRP. Și într-adevăr, în urma multor cercetări pe care le-am efectuat cu instituții de prestigiu din București, din țară, am ajuns la concluzia că se întinerește la nivel celular. Și de asemenea, tot rezultate cu care mă mândresc și sunt fericită că am ajuns la ele, pot să tratez definitiv tot cu țesuturi proprii, cearcănele, și să îmbunătățesc semnificativ tot cu țesuturi proprii și lasere și vergeturile, ceea ce în general nu avea un tratament potrivit sau nu avea tratament deloc. De asemenea, mă preocup pentru partea de siguranță a pacientului, pentru că am o perspectivă destul de îndelungată de chirurgie plastică estetică și văd că în ultima vreme, așa zisa înfrumusețarea femeilor cu ajutorul, să spun, a seringelor, a acelor, a dispozitivelor medicale,
începe să derapeze spre dezavantajul atât al femeilor sau beneficiarelor în ghilimele, cât și a specialității noastre. Pentru că deși specialitatea noastră ar fi cea mai îndreptățită să schimbe trăsăturile umane, sunt foarte mulți non-specialiști, atât non-medici, cât și medici non-specialiști, care își lasă urmele nedorite asupra chipurilor. Și de asemenea, mă implic social cât pot mai mult. Am observat că societatea are mai mari pretenții de la femei să arate bine și femeile, zic eu, că fac efort în acest sens. Și dumneavoastră a spus odată foarte frumos că un chip, chipul de femeie se poate asemăna cu o grădină. Și atunci aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră însă și dumneavoastră, să spunem, sunteți un model pentru cum trebuie să arate o femeie atât în interior și exterior și aș vrea să-mi dați o definiție a frumuseței. Frumusețea este armonie, armonia trăsăturilor. Frumusețea este o reflectare, frumusețea exterioară este o reflectare a frumuseții interioare. Nu putem avea frumusețe fără o validare psihologică, o validare din interior și nu putem avea frumusețe de plină fără sănătate. Deci iată cum lucrurile acestea se întrepătrund. Frumusețea, aș putea spune că mai degrabă aș defini-o ca nefiind o ștampilă de intervenții estetice, de chirurgie plastică sau de alt tip, ci mai ales o combinație, o întrepătrundere în a-ți cultiva, în a-ți cultiva frumosul interior, un stil de viață sănătos și, bineînțeles, dacă se poate, cu ajutorul foarte bine dozat și de bun simț medical din partea numai și numai al specialiștilor. Numai a specialiștilor. Ați reușit și ați ajuns în vârf. Totul cu muncă, cu ambiție, cu profesionalism. Sunteți o femeie de succes. Performanță la superlativ. Vine următoarea întrebare. Cum definiți dumneavoastră succesul? Da, să știți că m-a pus întotdeauna în dificultate această întrebare și această noțiune. De fapt, ce este succesul? Cred că succesul este validat în fiecare zi de beneficiarii muncii și proiectelor tale. Dacă munca ta mulțumește pe cineva și în cazul meu mulțumește pacienții sau mulțumește colegii sau coechipierii, atunci și bineînțeles societatea în ansamblu ei prin atitudinea și sfaturile și îndrumările pe care, recomandările pe care le fac, acela este succesul. Cea mai înaltă instanță morală și profesională din punctul meu de vedere este pacientul. Pacientul îți arată din punctul de vedere al chirurgiei plastice estetice profesia mea. Iar din punct de vedere economic, nu știu, înseamnă o îmbinare a profitului, pentru că noi suntem și oameni de business, cu o parte umană, cu o parte care este dezinteresată material. Și atunci cred că acest echilibru înseamnă și un succes pe plan de business, în plan material, dar și un succes spiritual. Da, așteptăm un mesaj din partea dumneavoastră care să ajungă în fiecare casă din Suceava și eu vă mulțumesc și vă doresc o primăvară minunată, cu reușite, cu zâmbete, cu satisfacții. Vă mulțumesc foarte mult și eu vă urez multă sănătate
și bucurii împlinirii atât dumneavoastră cât și galei să continue așa frumos cum a făcut-o și până acum, promovând forța și frumusețea la feminin și la superlativ.